Cârciumaru a spus că pe timpul restaurării Poarta Sărâtului a fost în patrimoniul Ministerului Culturii pentru că acesta a finanțat lucrările. Tot Ministerul Culturii a și desemnat comisia de recepție. Eu consider că nu este frumos ceea ce s-a întâmplat, pentru că meciul dintre proiectantul Dănilă și conducerea Institutului Național de Patrimoniu a fost transferat la noi acasă și s-a reușit să se arate țării întregi că la Târgu Jiu s-au întâmplat anumite nereguli în ceea ce privește lucrările de reparații la Poarta Sărutului. Proiectantul general al lucrărilor de restaurare a Porții Sărutului, Dorin Dănilă, declara ieri că nu va semna recepția pentru că lucrările nu ar fi fost făcute corespunzător. Cârciumaru a declarat astăzi că Dănilă ar fi vrut să facă el reparațiile, însă nu a fost lăsat pentru că se intra în conflict de interese. Toate acestea au dus la izbucnirea scandalului. Cârciumaru spune că va lua legătura cu Ministerul Culturii să trimită imediat o comisie cu specialiști la Târgu Jiu ca să se facă lumină în cazul de față. Cât privește prezența directorului Institutului Național al Patrimoniului, acesta nu va mai ajunge, susține Cârciumaru. Cea la care, părerea mea, s-a făcut este aceea că Institutul Național de Patrimoniu nu s-a înțeles cu proiectantul Dănilă și de aici toate discuțiile. Era și normal că proiectantului i-a fost necaz că nu a fost lăsat să facă el reparațiile, ceea ce nu era corect pentru că intra un conflict de interese, deci nu poți să fii și proiectant și în același timp prin societatea ta și executant. De menționat este faptul că Institutul Național al Patrimoniului va depune plângere penală împotriva proiectantului Dorin Dănilă. Calomniile aduse la adresa institutului reprezintă un caz tipic în care o instituție respectabilă din România este atacată pe nedrept. În vederea obținerii încredințării directe a acestor lucrări, domnul Dorin Dănilă a făcut în repetate rânduri presiuni la adresa conducerii și a angajaților instituției. Domnul Dănilă a încercat de 3 ori să propună valori estimate ale proiectului vădit exagerate în raport cu lucrările ce urmau să fie executate. El este unul dintre principalii vinovați care au contribuit prin lucrările efectuate în urmă cu 10 ani la degradarea din prezenta monumentului, domnul Dănilă fiind șeful de lucrări de la acea vreme. Institutul Național al Patrimoniului va depune plângere penală împotriva celui care a calumniat public instituția și a celui care a încercat obținerea a unor lucrări prin încălcarea legii. Se arată într-un comunicat de presă remis de INP.